Începe prin a vă spune că aceasta va fi practic o scurtă declarație de presă, după care voi aborda cu siguranță temele pe care dumneavoastră le doriți în urma întrebărilor care vor veni, pentru că sunt convins că vor exista. Mă bucur, sunt onorat să am alături de mine pe doi oameni cu care am colaborat extraordinar în acești ani de zile, acești ultimi ani de zile. Domnul Petru Roman, primarul orașului Deta, și domnul Lucian Savu, primarul comunei Șandra. Doi oameni gospodari, oameni care n-au nevoie de foarte multe prezentări, pentru că îi știți, îi cunoașteți. Sunt doi oameni performanți din administrația publică locală. Dacă ne referim la orașul Deta, vă pot spune că are peste 50 de proiecte în implementare în diferite stadii în localitate. Că vorbim de centura ocolitoare pe Anghel Salini, că vorbim de încălzire cu apă geotermală, reabilitări în localitate și altele pe care domnul primar va avea ocazia să le prezinte dacă dorește. Sau că vorbim de localitatea Șandra, pe care domnul Savo a câștigat-o cu 90%, de asemenea încălzire geotermală, zeci de kilometri de canalizare, de apă, de stație de tratare, extindere rețele de gaze, oameni care au făcut tot ce se putea face pe toate axele de finanțare în localitățile lor. Da, sunt doi primari care în 2020 au câștigat fiind membri ai Partidului Național Liberal și care vor candida în 2024 din partea Partidului Social Democrat. Îi invit pe dânsii să vă adreseze câteva cuvinte, după care revenim la întrebări. Bună ziua, vă spun și eu. Confirm tot ce a spus domnul președinte Simonis legat de persoana mea, adică în 9 iunie 2024 voi candida pentru funcția de primar a orașului Deta din partea Partidului Social Democrat. Fac acest lucru din două motive. Cel mai important este faptul că PSD-ul este în momentul de față un partid reformat, a plecat într-o direcție bună și dumneavoastră sunteți cei din mass media, cei care ați semnalat de mult acest lucru. M-au convins cu probleme legate de administrația locală și pot să spun că au fost foarte convingători în acest sens. Am avut în ultimul timp mai multe discuții cu domnul președinte Simonis și cu alți lideri ai partidului de la nivel național și județean. Am avut discuții și cu colegii mei primari din Timiș, cu care ne înțelegem de ani de zile foarte bine, și am înțeles că una dintre prioritățile principale ale PSD-ului în viitorul mandat vor fi proiectele legate de comunitățile locale, pe care și ale orașului Deta. Și pentru că am pomenit de proiectele orașului Deta, vă spun și cel de-al doilea motiv pentru care am decis să trec în echipa PSD-ului. Dumneavoastră știți foarte bine că am semnalat de mai multe ori, atât în presă și peste tot, că suntem nemulțumiți de modul în care se împart banii de cofinanțare pentru aceste proiecte. Nu vreau să intru în amănunte, pot răspunde fără niciun fel de probleme la orice întrebare punctuală. N-am nimic cu foștii mei colegi din PNL, tot ce am cu acest tandem nociv care conduce în momentul de față filiala județeană. Vin în această echipă cu dorința de a face lucruri bune și de a construi împreună cu toți cei care i-am cunoscut aici. Sunt convins că vom construi lucruri frumoase și durabile. Am întâlnit aici oameni deosebiți, alături de care sunt convins că vom avea și rezultatele pe măsură. Vă mulțumesc și aștept întrebări. Da, dați-mi voie să vă salut și eu. Și motivul pentru care astăzi sunt aici este același ca și al colegului meu de la Deta. În 9 iunie voi candida din partea Partidului Social Democrat Timiș. De ce am ales lucrul acesta? Pentru că în ultimii 4 ani, din punctul meu de vedere, eu considerând că am intrat în administrație să fac administrație, nu am fost susținut la nivel de criteriul 4 al Consiliului Județean. Ni s-au tăiat din fondurile care ne reveneau și de la guvern. Drept urmare, eu zic că o performanță poți să faci acolo unde lucrezi în echipă și unde alegerile sunt odată la 4 ani sau ori de câte ori
impune situația, iar în rest suntem aleși de cetățeni și trebuie să fim în interesul cetățenilor, iar localitatea Șandra, ia cetățenul localității Șandra, iar Consiliul de Țeantă să vină în sprijinul lor, pentru că toți sunt interesați pentru bunul mers al județului și dezvoltarea spre un județ cât mai performant. De asemenea, dacă mai aveți întrebări și pentru mine, sunt aici la dispoziția dumneavoastră. Mai multe nu am de spus. Mulțumesc și eu pentru vorbele frumoase spuse la adresa organizației noastre și a colegilor mei din PSD Timiș. Și le urez noilor colegi succes alături de noi, așa cum am colaborat în acești 3 ani și mai bine de 3 ani, cu atât cu cei doi de față prezenți, cât și cu ceilalți primari ai județului Timiș, ai localității județului Timiș, indiferent de culoarea politică. Și probabil că unul din argumentele care stau la baza acestor decizii pe care cei doi le-au luat, la baza acestei decizii a fost și modul în care PSD Timiș și eu, dar și colegii mei, ne raportăm la colegii primari, indiferent de culoarea politică. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări pe orice teme. Domnule Sabu, mâine este un an de când ați fost domnit de prefect în urma incompatibilității dumneavoastră. Da. Cum merge procesul? În ce stadiu? Încă se mai judecă la înalta curte, deci am revizuire, încă n-am primit termen, dar problema e următoarea. Deci am câștigat la Curtea de Apel Timișoara, iar la înalta curte au stabilit că acea prescripție nu există și nu s-a judecat pe fond. Din punctul meu de vedere, nu mi este interzis dreptul de a candida sau de a alege sau de a fi ales. Dacă îmi permiteți o completare, și nu întâmplător a fost luată decizia ca domnii Savu și Roman să fie împreună în această conferință de presă. Domnul Roman a fost în anul 2020 exact în situația în care domnul Savu este astăzi și iată că domnul Roman a candidat, a câștigat alegerile în orașul Deta, a făcut-o cu un scor foarte bun și în final a câștigat toate instanțele, bătălia, și astăzi nu mai e niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Deci una este una, asta e, alta este alta. Am înțeles că puteți candida, dar nu puteți fi validat. Tocmai vă spuneam că în 2020 același lucru se spunea de domnul Roman, a candidat, a fost validat și în final a câștigat procesul. Hai să ne amintim că n-au trecut foarte mulți ani de atunci. Domnul președinte, la Dumbrăviță, câte organizații PSD-a? Mi-am propus să nu fiu malițios în această conferință de presă, să fiu pozitiv și să ne gândim la construcție, nu la demolare. Însă eu am tranșat în câteva rânduri situația organizației Dumbrăvița. Cei care au ocupat funcție de conducere în organizație nu le mai ocupă. Pe organizația PSD Dumbrăvița a fost dizolvată. A avut loc o întâlnire a noii echipe, s-au făcut alegeri, avem noi președinți, noi vicepreședinți, nou președinte, noi vicepreședinți. Am anunțat foarte clar că doamna Alina Sperlea este candidatul, va fi candidatul PSD la primăria comunei Dumbrăvița, iar cei care au pierdut în urmă cu 3 ani de zile, care au rămas captive unor oameni de afaceri, pentru că discuția mea cu organizația acum 3 ani de zile a fost să se îndepărteze de oamenii din cauza cărora au pierdut alegerile în Dumbrăvița. Și să înțeleagă. Și să înțeleagă. Uitați-vă că veți vedea. Și să știe. Mi-am spus că nu se poate. Nu se pot delimita. Pe care, de consecință, am dizolvat organizația. E treaba lor. Am dizolvat organizația și e cumva firesc ca cei care au fost învățați să fie ghidați de oameni de afaceri, văzând că la PSD oamenii de afaceri nu iau decizii și le luăm noi, președinții, primarii, vicepreședinții, cei care suntem activul de partid, să meargă la un partid unde pare să că oamenii de afaceri iau decizii. Deci e clară, tranșantă, chestiunea Alina Sperle va fi candidatul nostru la Dumbrăvița, domnii care au hotărât să candideze pe altcineva, să susțină pe altcineva, e fiecare opțiune, are opțiunea să susțină pe cine dorește, de aia trăim în democrație, numai la Moscova e interzis să susții candidaturi într-o parte sau alta. Ce calitate mai au cei doi, mă refer la Victor Marac și la Daniel John Carpent,
cadrul PSD. Mai sunt membri, au... Domnii la care ați făcut referire sunt membri de partid. Organizația PSD Dumbrăvița, condusă de doamna Sperlea, coordonată de doamna Sperlea, va decide ce se va întâmpla cu domnii Malac și Cionca, dacă îi dă afară sau nu. E decizia organizației locale. Întrebare pentru domnii primari. Având în vedere conferința de presă recentă de la a președinților Ciolacu și Ciucă și decizia luată la nivel național de PSD și PNL, care e diferența că veți candida din partea PNL sau PSD? Care mai e? Păi că nu înțeleg întrebarea. Adică, având în vedere că PNL și PSD au hotărât să meargă la alegerile europarlamentare pe liste comune și probabil în unele zone din țară pe liste comune și la alegerile locale, care ar fi diferența că ar fi rămas în continuare în PNL? Întrebarea dumneavoastră cuprinde și răspunsul, după care evident. Întrebarea dumneavoastră are și răspunsul. Cei doi lideri ai Partidului Social Democrat și Partidul Național Liberal au anunțat că vor fi liste, vor exista candidaturi comune la alegerile europarlamentare, cum ați spus dumneavoastră. La alegerile locale nu există înțelegeri în acest moment între PSD și PNL în niciun județ. Când anunțați candidații? La primărie și consiliu? Să închei răspunsul la întrebarea precedentă. Faptul că niște oameni, în urma unor ani de fractură între administrație locală și administrația județeană, au luat această decizie, nu poate decât să mă bucure pe mine și să fiu plin de speranță că în viitor vom face mult mai multe lucruri bune împreună. Domnul Roman, dacă doriți să completați. Deci bănuiesc că întrebarea voastră, dumneavoastră, se referă la cum vom colabora de acum încolo cu cei de la PNL. Cred că aici... Care e diferența? Adică dacă... Probabil cu PSD și PNL vor guverna împreună și după alegeri, care ar fi diferența? Noi primarii la guvernare nu prea avem să spunem prea multe lucruri, dar sunt convins că la nivel de județ putem vorbi și eu, unul de exemplu, pot colabora cu toți colegii, foștii mei colegi din PNL, mai puțin, cum vă spuneam, de acel tandem toxic de care aminteam mai devreme. Iar la nivel local, îmi sper cu toate speranțele că marea parte dintre noi consilieri vor fi aleși, vor fi de bun simț și vor fi orientați către administrație, în primul rând, nu către politică, pentru că, până la urmă, scopul nostru acela este de a face administrație și a face lucruri bune pentru oameni. Ați dat demisia din PNL. Urmează... Nu se pune problema demisiei din PNL. Au fost aleși primari acestui partid până la finalul mandatului. Vorbim de opțiunea pentru noul mandat pe care cei doi și-am anunțat-o ca fiind din partea Partidului Social Democrat. Așa e legislația, se duce la finalizare mandatul și noul mandat începe din partea altui partid. Nu puteți... Știți, suntem într-o formulă atipică în Timiș. De 3 ani de zile suntem tot la guvernare împreună. Și 2 ani și jumătate, poate mai bine. Veți vedea în zilele următoare primari PNL și ai altor partide care vor spune că singura ușă deschisă a fost la PSD în acești ani. Pentru orice problemă, indiferent de culoarea politică a primarului. Nu e vina noastră că o adunătură de incompetență au condus județul Timiș și partidul concurent și au ajuns în punctul în care oamenii să-și dorească să plece de acolo. N-are nicio legătură guvernarea, știți relațiile noastre reci între PNL și PSD la nivel local, ce se întâmplă la nivelul coaliției, asumarea unui angajament pro-european, a unei liste comune pentru Parlamentul European, nu impactează câtuși de loc sau câtuși de puțin alegerile locale și deciziile celor doi colegi ai mei. Vă rog. Președinte, era domnișoară. Cum stați cu sondajele, dacă nu vreți să ne spuneți încă candidații și dacă ați ajuns la o mai aproape de decizia de a candida dumneavoastră la Consiliul Județean? Nu vă voi da nume, vă voi spune că din lista lungă de candidați pentru Primăria Timișoara și Consiliul Județean am rămas la într-o finală, dacă doriți, sau semifinală, cu 2 candidați la primărie și 2 la Consiliul Județean, din care vom alege evident unul și eu. În perioada următoare, sunt convins că nu vă îngrijorează foarte mult pe noastră strategia politică a Partidului Social Democrat. Cu siguranță, în perioada următoare, e adevărat că devansarea alegerilor locale cu 3 luni ne introduce într-un calendar accelerat. În perioada următoare veți
afla atât candidatul la primăria Timișoara, cât și la candidatul la... Astăzi a aflat candidații de la DETA și de la Șanț. Și există vreo variantă în care alteți omul s-ar putea vota pe Nicolae Robu la primăria Timișoara? N-aș vrea să discutăm ipoteze care nu sunt pe masă astăzi. Nu are sens să discutăm despre cine pe cine ar vota. În acest moment nu se știu toți candidații la primăria Timișoara, astfel încât să discutăm despre cine vom vota. Cu siguranță Alfred Simonis va vota, ca și toți ceilalți colegii ai mei, cred, cu candidatul Partidului Social Democrat. Excludeți în continuare orice variantă de candidați comuni? Nu exclud nimic, nu confirm nimic și nu exclud nimic. Vă spuneam că este în acest moment prematur să discutăm pe cine vom vota și e prematur chiar discuta cine va candida. În perioada următoare, 2-3 săptămâni, veți afla candidații Partidului Social Democrat la toate localitățile, la primărie, la funcție de primar, în toate localitățile județului Timiș. N-am niciun contact. Înțeleg că sunt în vacanță, plecați colegii de la PNL și nu putem discuta. Dacă îmi dați voie la PNL, ajungem și la Giroc, vom discuta în perioada următoare despre cel sau cea care va ocupa poziția de candidat. De pe nu vreau să discut de ipoteze. Vă spuneam, eu sunt un om pragmatic, voi veni cu chestiuni concrete, atunci când vom lua deciziile în raport și cu cei care trebuie să candidez, dacă vor sau nu vor, veți primi, vom face anunțurile astfel încât să satisfacem curiozitatea dumneavoastră. E posibil ca în unele localități Tocmai v-am spus că nu v-ați făcut ipoteze. Puțin probabil să se întâmple tot ceea ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla. Săptămânile următoare, zilele următoare vor fi decisive pentru tot ce înseamnă această construcție la nivel național, dacă se întâmplă sau nu, dacă la Primăria Generală e comun sau nu. Aveți puțin de răbdare că nu. E prematur să vorbim despre așa ceva. Am mai spus asta. Deci, știți că partidele sunt conduse de oameni. Fiecare partid are oameni buni și oameni mai puțin buni. Întâmplarea face ca la Timiș cei de la PNL să fie mai puțin buni. Nu e vina mea, nu e vina noastră că nu găsim cale de comunicare, nu e vina celor doi primari și altora de la PNL că în acești 3 ani și jumătate de când au câștigat alegerile în Timiș n-au reușit să găsească punți de comunicare cu conducerea Partidului Național Liberal. Coaliția de guvernare are cu totul și cu alte obiective decât primările din comune, în oraș sau consilii județene. Are treabă cu guvernarea României și ne place, nu ne place, în acești 2 ani și jumătate a existat stabilitate și anumite proiecte s-au deblocat, bineînțeles că se poate mai bine de fiecare dată, dar România are nevoie de stabilitate în acest moment și această coaliție de guvernare aduce această stabilitate. Lista comună la alegerilor parlamentare este despre acest lucru. Despre stabilitate, un parcurs pro-european, pro-occidental al României. Față de extremism, sovietism și alte curente prezente pe scena politică românească. Circulă în aceste zile tot felul de declarații Roxana. Și ale domnului Ciolacu și ale celor de la PNL. Vă rog. Circulă tot felul de declarații și ale domnului Ciolacu și ale celor de la PNL, în care spuneau că PSD este răul cel mai mare. La rândul lui domnul Ciolacu spunea că cei de la PNL sunt niște nenorociți. Acum vedem că s-a făcut această alianță la europarlamentare. În aceste condiții se poate vorbi de o reevaluare de către dumneavoastră lui Alinica la un moment dat și să se facă și în Timiș ce s-a întâmplat la nivel național? Cu siguranță. PSD Timiș nu va susține 2 candidați ai PNL la funcția de primar și președinte al Consiliului Județean Timiș. Ca să fie clar. Apropo de visele pe care le avea domnul Nica în urmă cu ceva timp. Între timp s-au estompat. În ceea ce privește declarațiile, iertați-mă, n-am văzut nimeni să spune că unii sunt nenorociți și alții nu știu cum. Dacă le-ați văzut fabricate cu inteligența artificială, s-ar putea să comentăm discuții. Încă o dată vă spun ceea ce am spus în urmă cu câteva minute. Partidele sunt conduse de niște oameni. Vremelnic. De unii sau de alții. Dacă declarațiile domnului Ciolacu erau din epoca Câțu,
ale PNL sunt perfect justificate. Dar numai e câțul la PNL. Și chestiunea poate merge mai departe. Dacă veți asculta ce spunea PNL despre alți lideri ai PSD-ului, da. Dar să e vorba de alți lideri. Nu m-ați prezentat, dacă, m-ați întrebat dacă reevaluiți pe unul care e și va rămâne, înțeleg. Sau. În unele cazuri sunt aceiași. Nu vă supărați. Eu îmi doresc să continuăm proiectele pe care le avem în județul Timiș. Și în acești ani de zile și în următorii vor intra sume imense de bani în urma proiectelor pe care reușim să le accesăm și să le obținem finanțarea pentru ele. Că vorbim de Institutul Oncologic, care se va debloca în perioada următoare. Că vorbim de stadionul Dan Păltinișanu, cu care avansăm în fiecare săptămână, mai obținem o victorie. Că vorbim de centura de sud sau cea de vest, că vorbim de gară, că vorbim de aeroport, care va fi inaugurat la finalul acestei luni viitoare. Că vorbim de cale ferată, miliarde de euro investiți în județul Timiș, care au venit din surse guvernamentale în urma unor lupte pe care le-am dus acolo împreună cu Sorin Grindeanu și cu alți colegi din PSD. Ne dorim împreună cu cei doi primari, cu ceilalți, cu viitorul președinte al Consiliului Județean, care sperăm să fie de la PSD, să aducem aceste sume, să le grăbim implementarea lor astfel încât să dezvoltăm acest județ care, din păcate, a suferit de lideri politici cu consistență care să se bată pentru proiecte la București. Spuneați că PSD Timiș nu va susține doi candidați de la PNL pentru primărie, respectiv Consiliul Județean. Dacă se ajunge la scenariul, Nu răspuns la treia oară. Pe care dintre cei doi ați susține? Alinica sau Nicolae Rob? Vă răspund a treia, nu mă pune să comentez ipoteze. În acest moment nu se discută la niciun nivel între noi și domnii care conduc PNL Timiș despre o colaborare undeva. În urmare, n-are sens să ne aruncăm în tot felul de discuții care n-au niciun fel de sens. Câte transferuri mai pregătiți de la PNL? Aici nu e vorba de transferuri și uite, mă bucur că mi-a spus această întrebare. În perioada următoare vom face mai multe anunțuri cu privire la primari de la PNL și de la alte partide, primari și viceprimari, care vor candida în anul acesta din partea Partidului Social Democrat. Vreau să vă spun ceva și vă rog să tratați cu toată sinceritatea și toată seriozitatea ceea ce vă spun. Sunt extrem de mulți primari nemulțumiți la PNL care își doresc să vină la Partidul Social Democrat, în Timiș cel puțin. Fac public anunțul pe care l-am făcut și în discuții particulare, nu luăm pe oricine. Condiția obligatorie este ca cei pe care îi vom lua la PSD să fie primari performanți în localitățile lor. Veți vedea în perioada următoare, dați-mi voie să-mi duc ideea până la capăt, domnul Mărăscu. Vă grăbiți, lăsați-mă să-mi duc ideea la capăt, după care avem toată răbdarea, nu ne grăbim niciodată. Ne dorim să aducem primari performanți, astfel încât să consolidăm implementarea proiectului, să consolidăm și filiala în cadrul județului. Și profit de ocazie să vă anunț, știu că nu vă va plăcea acest anunț, că mâine la ora 12 vom organiza o nouă conferință de presă, care va fi transmisă live pe pagina noastră de Facebook. Dacă e deranjul prea mare într-o sâmbătă să veniți la conferința de presă, o veți vedea pe pagina PSD Timiș de Facebook. Cu primarul din Săcălăs s-au încheiat definitiv discuțiile. Cu primarul din... Nu spunea zilele trecute că PSD a fost cel care Haideți să fiu foarte clar și vă mulțumesc și pentru această întrebare. Domnul primar de la Săcălaz a încercat vreo 2 ani de zile să se întâlnească cu mine. Când în final s-a reușit să se întâlnească cu mine, i-am pus o condiție să vină împreună cu viceprimar. Și când a reușit să aducă și viceprimarul și să anunțe că vine împreună la PSD, am agăreat acest drum. După 2 săptămâni s-a certat cu viceprimarul și nu-l mai voia, moment în care PSD Timiș și eu m-am despărțit de domnul Viorel și PSD s-a despărțit de primarul în funcție încă al localității Săcălaz. Opțiunea noastră este categorică pentru domnul viceprimar Adi Coboi, cel care va candida din partea PSD la primăria Comunii Săcălaz. Discuțiile nu se fac în funcție de cine a plecat și cine vine, discuțiile se fac punctual. Răspundeți dumneavoastră dacă doriți. Discuțiile se fac punctual
în funcție de modul în care și-au îndeplinit obligațiile față de cetățeni. Pentru că dacă iei pe cineva care n-a făcut performanță, nu mai câștigă indiferent din partea cărui partid candidează. Prin urmare, prima evaluare e una matematică, cinică, dacă doriți. Cine are șanse să mai câștige, cine s-a dezvoltat comunitatea și cine merită să intre într-o echipă care merge spre victorie. Vă rog. În urmă cu 4 ani, domnul Slav a fost două zile la PSD, iar pe ultima sută de metri a rămas la PNL. Ce vă face să credeți că și de această dată nu se va întâmpla la PSD? Domnul Mărăscum, vreau să vă spun un lucru pe care nu l-a mai spus nimeni de la PSD. Domnul Slav a luat în urmă cu 8 ani, nu cu 4 ani, o decizie care nu i-a făcut plăcere. Nu i-a făcut plăcere să ia acea decizie. Decizia aceea a fost luată în urma unor greșeli făcute de colegi membri ai Partidului Social Democrat în 2016, de cei care au avut impresia că deciziile în localități le iau alții decât cei care sunt președinți de organizații sau primari în funcție. Ca și domnii Malach și... A fost o greșeală pe care noi am făcut-o față de domnul Savu în 2016, pe care cred că ne-am reparat-o în acești ani de zile și iată că am pornit la un alt drum, un nou drum. Nu, nu-mi cereți un număr. Nu-mi cereți un număr. Încă o dată spun ceea ce... N-am plecat la acest drum în urmă cu 3 ani jumate prin dorința de a lua primar, de a aduce primar. Nu. Am introdus un nou mecanism de colaborare între parlamentarii noștri, deci și eu, organizația noastră și localități, primari. Am schimbat și mi-am pus unii în cap din PSD acum 3 ani jumate când am spus că trebuie să fim responsabili cu primarii, indiferent de culoarea politică. Și am ajutat primarii cu aici măcar nu discutăm să vină la PSD. Orice problemă a oricărui primar, membru a oricărui partid din Timiș a venit la mine sau la colegii mei cu o problemă și a fost una de bun simț, evident, și rezolvabilă, am încercat sau am reușit să o rezolvăm. Nu ne gândeam în urmă cu 3 ani și jumătate, domne, facem bine ca să la un moment dat se întoarcă asta. Nu. Pur și simplu am schimbat paradigma în care judecau oamenii politici din Timiș. O trebuim fântânile și nu. Trebuie împreună și am făcut apeluri nenumărate la adresa decidenților locali. N-am primit niciun răspuns de la niciunul. Împreună să dezvoltăm acest județ, să aducem proiecte, pentru că, repet, nu știu câte oară și o să mai spun până vă veți plictisi. De 30 de ani, Timișul nu face decât să regreseze. Alte orașe, care erau mult în spatele Timișului și ale Timișoarei, în urmă cu 30 de ani, progresează de la an la an. Diferența au făcut oamenii politici din Timiș, Timișoara, versus oamenii politici din acele județe. Nu mai dăm exemple. Obligația noastră este, indiferent de câte mandate vom avea, de unde vom candida, de unde e culoarea politică, să aducem plus valoare în acest județ. Și asta am făcut în acești ani de zile și da, în final, mulți oameni, membri ai altor partide, își doresc să candideze din partea PSD și vor fi primiți și vor candida dacă sunt performanți, cum au fost și sunt cei aici de față. Vă mulțumim. Vă rog. Vreau un pic de apă. Domnul Ciolacu spunea înainte de a prelua funcția de premier că PSD-ul va guverna prin patriotism economic și patriotism economic înseamnă a cumpăra românește. Uitându-mă în curtea PSD, am văzut doar 2-3 mașini românești și probabil unele dintre ele corespund. Este asta o dovadă de patriotism economic? Să știți că nu, suntem în sală 3 sau 4 membri PNL și vreo 25 de ziariști. Să nu vă mirați dacă... Nu, nu vă mirați dacă sunt mașinile noastre, pentru că noi suntem 3 în sediu. Dacă ați găsi multe mașini de lux, pot fi maxim 3-4 mașini ale noastre. Chiar aș vrea să vă rog, cum vedeți acest patriotism economic dacă vorbim strict de achiziții? Există producători români care au nevoie de această politică de stat. Aia nu înseamnă că ne izolăm, nu înseamnă că blocăm produsele importate, nu înseamnă că nu suntem deschiși la noi investiții, dar să știți că există mulți producători români care au nevoie să-și vândă marfa în marile supermarketuri din România. Nu mă deranjează, dimpotrivă,
M-ar bucura o politică echilibrată, evident, pentru că altfel riscăm să fie penuria anumite materiale, produse, firesc, dar nu văd nimic împotrivă, nu am nimic împotrivă, împotrivă, cred că ar fi foarte bine ca să încurajăm producția românească, indiferent că vorbim de alimentație publică sau de altceva. Mă rog. Borșele ăla să știi că e al meu. Deci, deci tot cu 100 de lei pe zi cumpărături ca și domnul Ciolacu. Că lumea se plânge că nu vă rog. Nu vreți să răspund? Dar ce să răspund? Vă rog. Domnul președinte, candidatura... Pune și noi întrebări și răspunsul serios. Candidatura dumneavoastră la șefia Consiliului Județean nu ar însemna un sacrificiu al județului, având în vedere că în ultimii ani Timișul a prosperat atâta vreme cât oameni din Timiș s-au aflat cumva în nucleul puterii, să-i spunem. N-am să fiu foarte original, dar am să vă spun așa. Pentru un timișorean, timișan, cea mai mare onoare pe care poate să o aibă este aceea de a conduce, de a fi primar în municipiul, reședință de județ al județului în care s-a născut sau al Consiliului Județean Timiș. Nu poate fi considerat un sacrificiu sau un regres, în niciun fel. Pe de altă parte, ar fi o onoare, e un regres din punct de vedere al rangului, dacă doriți, dar ar fi o onoare pentru mine să pot ocupa una din cele două funcții și să-și dorească timișorenii sau timișenii să mă votez într-o astfel de funcție. Necontând rangul. E cel mai puțin important. Pot să vă spun în schimb că Timișul are nevoie de oameni capabili și la nivelul administrației locale pentru a duce la bun sfârșit proiectele și sumele de bani pe care le-am adus în Timiș. Pentru că dacă vom continua cu incompetenți, îmi veți reproșa mie că degeaba am adus finanțarea pentru că nu s-a făcut proiectul. E nevoie ca după 33 de ani de la Revoluție, timișorenii și timișenii, să se întrebe dacă nu cumva a venit momentul să încerce și cu PSD, dacă doriți.